Băi, astăzi mi-am făcut de treabă, am zis să-mi lustrez și o sculă de pescuit, pentru că de la ultima partidă, sincer să vă zic, le-am aruncat în magazin și le-am lăsat așa, ceea ce nu se face, e urât. Asta în cazul în care vreau să le păstrez mai mult și să am grijă de ele, că am băgat o grămadă de bani. Încă o chestie, nu este nicio sponsorizare, tot ce vedeți aici, deși mi-ar fi plăcut, sincer vă zic, pentru că am băgat destui bani și mi-ar fi plăcut să colaborez cu un magazin, cu, nu știu, cu un brand, cu cineva. Să am o colaborare, cum am și cu 11 Team Sports, știți, cu ghetele cu astea, dar momentan n-am găsit, am fost în discuții cu un magazin, cu cineva, dar nu prea m-a convenit, adică mie îmi dădea ce voiam eu, doar că către voi, către comunitatea mea, nu prea îmi convenea ce vă ofer, adică procentul de reducere era puțin și am zis, bă, nu vreau să câștig doar eu, dar chiar mi-aș dori, sincer, vă zic că cei care sunteți cu pescuitul probabil știți că e cu alegere aici. E costisitor. Și am zis, bă, dacă tot le iau să le șterg, să le un alta, ca să le pregătesc acolo de iarnă, nu mai știu exact cât am dat pe toate, o să vă zic așa cu aproximații, că de obicei când le-am cumpărat, unele erau și la reducere, la altele s-au schimbat prețul, nu mai știu nici exact, dacă exagerez sau zic vreo prostie, mă puteți corecta, dar vă zic așa, cam ce mi-aduc aminte așa, în mare așa. Asta e o lopățică, dacă o pot numi așa, nu știu exact cum îi spune, cu care mai fac eu aici nada. Chiar mi-a rămas o din asta de porumb, de la ultima parte de la Zaga, când am prins tenea mari. De obicei amestec aici și pun în bărcuță cu lopățica asta. Mai am asta care mai pulverizez eu la nadă. Le curăț eu după aia, că dacă stau să le și curăț pe video, mă apucă boala, și ce zic? Deci unele o să le vedeți murdare, prăfuite și așa mai departe, asta este, dar după video o să le iau pe toate, să le fac cum trebuie. Aici am o lanternă, prima mea lanternă pe care mi-am cumpărat-o, am dat undeva pe ea până în 210 lei sau 200 de lei aici, dar 200 de lei știu că am dat sigur. Este o lanternă destul de bună, dacă mă întrebați pe mine, per preț, doar chestii cam mari, adică ocupă mult loc. Are mai multe moduri din asta de a lumina, are și aici neonul ăsta, vezi, adică asta poți să-l lași atârnat, poți să-l lași atârnat, așa, exact, și să-ți facă ca un bec. Aici și din astea de încărcat telefonul, poți să pui mai multe, da, USB-uri din astea, știi, mai multe mufi la box, dacă vrei să pui, de exemplu, ascult muzică, poți să bagi aici și mergi bateria. Băi, ăsta e scaunul meu de la Carterland, sincer să vă zic că am mai avut vreo 3 scaune până am ajuns la ăsta. Mereu dădeam câte 200 de lei, 170 lei, 150 lei, mai puțin, așa? Dar după o vară de pescuit, se rupea pânza, se rupea un picior, da, nu știu ce pe jos pe aici. Eu am și problema cu spatele și la pescuit, știi, când stai foarte mult pe scaun, aștepți, cam asta e pescuitul, despre asta e așteptat. Și am zis, bă, nu, de data asta mă pun și dau bani pe un scaun ca lumea și mi-am un scaun șmecher, adică un scaun bun, să mă simt bine pe el. Toată lumea care s-a pus pe scaunul ăsta, indiferent că ești pescar sau nu, și tu, Danle, dacă vrei să te pui pe el, cred că te-ai mai pus pe el, că mai stăteai pe aici, în casă, că l-am ținut în casă când l-am cumpărat vreo două zile, că eram fascinat de el. Se lasă și pe spate, vezi, trage astea și lasă pe spate. Asta e maximul. Da. Eu fiind micuț, uitați-vă pentru cum tine e perfect. Adică eu aici m-am și culcat la o parte de pescuit. Stau lejer, mă culc, fără probleme. După ce faci o parte din asta lungă la pescuit, cum îmi place mie, la crab și așa, de stat două zile pe baltă, îți zic eu că merită toți banii, merită din plin, cel puțin din punctul meu de vedere. Acum dacă aveți și voi, puteți să-mi spuneți în comentarii dacă merită sau nu. Probabil că toată lumea știe bărcuța mea din lădit, am cumpărat-o de la cineva din Cluj. Le construiește la casă. Le construiește el, adică nu este de la un magazin. Da. Îți spune omul pe ea ce motor vrei tu, îți spui tu ce vrei, să faci update. Să personalizează exact cum vrei tu. Cum vrei. Ca să zic așa, eu am dat pe ea 2500 de lei, 25 de milioane vechi, ca să zic așa. Cam asta este simplu, bineînțeles că n-am putut să nu pun amprenta pe ea, să o fac eu în stilul meu, să o măzgălesc. Aici cred că am, de fapt nu cred că sigur am telecomanda de la ea. Probabil ăștia mai micuți, mă întrebau Bogdan, ce tot faci cu barca asta activă cu ea la pescuit, la partid de pescuit? Ți-am zis, cei mai micuți au impresia că mă duc să mă joc cu ea pe apă. Deci eu am lansetele puse, da? Iau cârligele cu plumbul, cu ce am eu, le pun aici în barcă, deci pun cârligul, pun tot aici, pun mâncarea. Și după mă duc cu barca, o duc foarte departe, la 300-400 de metri, unde tu nu poți cu lanseta să arunci tu cu mâna. Adică tu nu o să ajungi niciodată în locul ăla și dacă vrei să o duci undeva anumit, tu nu, adică cu barca poți să duci, dar cu mâna tu nu poți să arunci exact în locul ăla, să o bagi pe unde vrei tu. Cu asta poți să duci foarte departe și duci și mai multă mâncare odată. Plantezi, adică cu mai multă mâncare în cuvele astea aici și când ajungi unde vreau eu, apăs aici pe buton și ea răstoarnă. Când răstoarnă, când se dau cuvile astea așa pe părți, da, cade și mâncarea, bă, de obicei nu prea e bine să zici și lumea în comentarii că m-au văzut la Zaga când le curățam și le dădeam cu mâna, știi, și se strică motorașul ăla. Învăț eu pe parcurs, nu știam lucrul ăsta și mi-a zis multul lume, nu mai fac așa, dacă vrei dai bani pe alta, poți să faci. Așa, deci când apăs pe alea și ele se basculează pe o parte așa, cade și mâncarea, cade și cârligul meu cu tot ce am pus eu în el acolo. În același loc cu mâncarea.
și nu mai fac nimica. Pac, aduc barca înapoi și aștept să vină peștele. Doar cu asta duci foarte departe și multă mâncare. Nădești mai mult acolo, într-un loc, care mai multă mâncare. Tu așa cu mâna poți să arunci la o anumită distanță și trebuie să, până pui tu pe momitorul la puțină mâncare, ai de aruncat, până strângi tu, că duc eu cu asta, îți vine rău. Aici am cele două baterii pe care le am eu. Una mi-a venit cu barca, iar una am cumpărat-o eu de rezervă, pentru că când mă duceam la Zaga și făceam partide de pescuit, nu știu, duceam cred că de vreo 10 turi, dar 10 turi mă refer o tură dus și întors, asta înseamnă o tură, ca să înțelegeți. Făceam undeva la 10, nu știu, 12 turi, ceva de genul ăsta, după mi se termina bateria și se încarcă destul de greu, adică trebuie să aștepți un timp. Și am zis, bă, să am una de rezervă, în timp ce se încarcă asta, o pun pe asta la altă. Când îți consum asta și fac tot așa, bam, bam, bam. Și ce zic? Da. O să iau ăsta, dacă tot le am aici. Ăsta arată mizerabil, sincer, vă recunosc, trebuia să-l spăl după pescuit, dar a fost peștinel, nu l-am mai spălat, am ajuns acasă și a rămas așa. Uite, ăsta ce e. Asta, juvelnic, cu ce asta? Da. Ăsta e lung, ia uite aici. Mare rău. Baginel, e din ăsta de ținut în apă, știi? Uh-huh. Îl arunci așa în apă, aici am suportul la care îl bagi și îl bagi așa, știi? Știu da. Când ai prins peștile, îl pui aici într-o parte, dar ai aruncat în ăsta, el mai stă în apă viu. Asta este salteaua mea care la fel, se vede că a fost ultima partidă și așa am lăsat-o. În caz de vrei să vezi mărimea lui, știi? Da. Când te duci pe Dunăre sau undeva, unii pești trebuie să-i măsori ca să vezi care este lungimea lor, în caz de-i păstrezi sau îi liberezi, știi? Trebuie să-i încadrezi într-o anumită dimensiune din asta. Și ce e mișto la ea, are fermoar, ai pus peștele, deci ai peștele aici, ai închis-o într-o parte, ai închis-o și în partea asta. Și ai peștile aici, da? Da, la mijloc. Cum sunt eu la Zaga, ai văzut când fac poze cu ei în cădița aia da, acolo, da. După ai peștile aici, când te-ai ridicat cu el, el n-are cum să mai pleci da, aici. Nu scăp nici pe aici, nici pe partea asta, deci mergi sigur că el la apă să le liberezi. Îl pui pe apă, ai dat drumul la ăstea și a plecat peștile, cam asta e treaba. Trec la rotpoduri, care abia ce mi-am făcut, ăsta nu-l știți, că abia ce mi l-am cumpărat acum, cam ăsta e micuț, ăstea vin aici, cred că știi, toată lumea nu le mai pun, le bagi aici, în față, în spate. Cam ăsta e și hai să-l vezi pe ăsta la pe care l-am cumpărat acum. Mi-a dat vreo 7000 și ceva de lei pe el, l-am pus 7000, da, 7000, da. 700 și ceva de lei. L-am prins la reducere. Și că ăstea mai șmechere, mai noi cum ar veni, nu mai vin cu craci ăștia, trebuie să-i cumperi tu. Zic, dar unde-s mă, la iPhone? Trebuie să cumpăr încărcătorul. Și a trebuit, uite, să cumpăr din ăștia în plus. Uite, nici nu i-am dat jos din țipla lor, craci la vară când îi folosesc. Ca să stea la setele, să am craci ăștia de aici. La fel poți să aduci și partea din față. La fel se mișcă și asta și o aduci cum vrei tu. Poți să aduci aici. Am prins și ăstea și cam asta e rotpodul ăsta nou pe care mi l-am cumpărat. Cam așa arată. Și ăstea pe care v-am zis eu că le-am cumpărat, care vin aici înfiletate așa frumos, ca să stea cotorul la lansetă. Bam, 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 la fiecare. Iar acolo în față, aici în față, aici în față pui senzor. Bam, 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 fiecare. Pe lângă ăsta, eu zic că este ceva diferență, nu? Aia zic, de la 200 la 700. Adică, uite cum arată ăsta, e așa subțirel, așa, nu știu, firav. Clar. Dar aștept să-l și folosesc. Deci cam asta e cu rotpodul nou și cu cel vechi pe care îl aveam. Probabil că pe ăsta vechi o să-l dau tot așa cuiva, la un copil să folosească de el. Am destule chestii în garaj, eu vă arăt aici doar cam ce folosesc eu. Dar mai am în garaj lucruri pe care nu le folosesc. Și lansete, chiar și unele mulinete, am mai multe lucruri. Ce să mai au aici, am lansetele, o să trecem și pe la ele. Aici am cădița mea în care îmi țin peștele. Uite așa. Se desface odată așa, odată așa. Bine, are și astea pe care nu le mai pun momentan, că nu le văd rostul. Nu-i ca și cum am vreun pește acum, nea. Astea le pui aici. Tărituri, da. Le pui așa în tărituri, bași pe aici, acum aici, dar nu stea asta întinsă. Nu ne interesează. Se vede, da? Ce frumos arată pe aici așa. Uh-huh. E murdară toată, numai din astea. Îmi place că are discurs apă aici pe părți, vezi? Nu știu dacă, are dacă observi. Plasă din asta. Are plasă din asta. Aici, după cum zicea, mai răpănoasă dintr-un cap până în celălalt. Da, mă, frate, dar și care-i treaba? Răpănoasă pentru că... Că ai murdări tot când ai pus-o pe jos acolo. Că am prins pești mult în ea, vrei să spui. Vine și simte mirosă din pești. Aia trebuie să am un buzunar undeva aici. E aici, la mine. Uite aici, unde am eu spreurile alea cu care dau pește de la gură ca să nu se infecteze după ce l-am înțepat cu cârligul. Astea le mai am. Bă, nu este cea mai șmecheră cadă, știu că sunt și mai frumoase, poate și mai
țăpănoase și mai ca lumea, dar eu sincer să vă zic, eu chiar mi-am făcut treaba cu ea. Este o masă de la Decathlon, cred că am luat-o, nu? Da. Mai știi cât am dat pe ea, ai idei? E foarte mișto, are 4 tamburele din astea micuții. Te pui frumos pe ele, stai la măsuță, nu știu, ai, îți faci o montură, nu știu, bei un pahar de vin, mănânci ceva. Orice, e super mișto. Eu zic că e ok, mă frate, îți faci. Am folosit-o. Am folosit-o. Hai să trecem la ghiozdanul meu, de care multă lume m-a întrebat. Când mă vedeau la o parte de pescuit, este un ghiozdan cu foarte multe, cum să le zic, mă frate, buzunare din astea. Și cred că aici trebuie să fii tu puțin mai aproape. Da. Fii atent, începem așa frumos, cu o lanternă de cap. A costat mult rău de tot, 600 și ceva de lei, lanterna asta mică pe care o vedeți voi, de la PTZL, habara nu știu cum se citește. Nu îmi scoate ochii atâta vrem. A, uite, asta voiam să le arăt. Are lumina roșii, dar nu așa stă. Hai, mă, că o țin așa în jos, bă. Mi-ai spart ochii până acum, de-aia țin așa. Are lumina asta roșii, care cică alungă țânțarii. E bună pe perioada verii, când sunt țânțari și așa mai departe. Deci, asta este lanterna mea de cap. O să mă vedeți cu ea. Dar și destul de scumpă. Mai departe aici, dacă vii tu aproape, nu cred că o să stau să scot toate astea de aici. Am tot felul de pop-up-uri, boilisuri, toate aromele posibile și imposibile, porumb flotant, neflotant, cu ciocolată, cu, nu știu, habar n-am. Am aici un cântar care cât de curând o să-l schimb, pentru că nu sunt mulțumit de el, am dat pe el undeva la, nu știu, 70 ceva de lei. Până într-o 100 de lei, dar nu a depășit 100 de lei. Nu prea sunt mulțumit de el, când vreau să cântrez și apăs, îmi dădea eroare pe aici, nu știu, nu m-am înțeles eu așa cu el. Pe aici, nu știu ce am, aici am permisul meu de pescuit, am și permis de pescuit pe care îl port mereu la mine, este vizat, este tot ce trebuie ștampilat. Țin frumos aici la mine, făcut la vânătorul și pescar tot ce trebuie, adică sunt în regulă. Îl băgăm înapoi, îl țin în țipul asta în caz de plou sau mă prind de ploaia, știi? Să nu ajungă la el apa. Am o cârpă pe care, sincer să vă zic, nu este singura, mai am vreo 2-3, niciodată nu mă șterg cu ele, mă șterg numai așa, de bluze și de din astea, degeaba am cârpi la mine, mereu îmi spune Andreea, îți iei 5 cârpi la tine, dar acasă vii tot, numai muci de la pești, vii tot, numai de din astea. Aici am un binoclu, am avut eu o nebunie să-l cumpăr, prima dată, bine, de fapt și de drept, eu l-am cumpărat, că ți-am zis, dacă duc cu barca foarte departe, la 300-400 de metri, bă, chiar nu văd, frate, până acolo. Uneori îmi joacă feste, mai ales dacă sunt și valuri mici, așa, pe apă, sclipește apa, nu prea banghesc, eu nu banghesc, vreți să vă mint, chiar ar trebui să merg la un control să-mi pun ochelari, sincer vă zic. Și mi-am luat binoclul ăsta, mai duc bărcuța și mă uit să văd unde, știi? Cel mai mișto este să fii cu cineva ca să uite ăla, că tu cu o mână și cu asta nu prea poți să și cu asta. Să zic ăla, băi, mai dă-i, mai în față, mai în față, știi? Da. Și pentru asta l-am luat, dar l-am folosit și la ce v-am spus eu acum cu bărcuța, dar de multe ori îl folosesc să mă uit la pescar pe partea elaltă, să văd. N-a prins, da, da, care exact. În jur, pe care nu când văd că scoate unul, mulinează ceva și departe, iau ăsta și mă uit și ăla el. Se vede perfect, adică are un zoom de vezi și lângă tine aici. Hai să trecem la următorul buzunar, unde aici am monturi făcute. Mie așa îmi place să le țin puse așa frumos, cum trebuie. Vezi? Și cu cârligul aici. Nu mai știu ce am pe aici, pe-n față. Aici cred că am niște plute. Uite, să le pun și pe alea ce mi-ai luat-o atunci, știi? Uite, am niște plute aici. Ți-am zis că mai dau la băț uneori, am 3 plute. Dar o să le pun și pe alea aici. Uite, chiar dacă tot am ajuns aici, o să le iau și o să le bag ca să le am aici. Aici am pungi. Nu știu, le mai păstrez. Mai arunci ceva, mai un alt. Mai am ceva, mai pun ceva, nu știu. Hai să vedem la mijloc aici, că și aici am o grămadă de chestii. Uite, vezi ce mișto e, poți să-l rabatezi așa și împărțit în două. Poți să scoți asta de la mijloc, să-l faci doar mare cum ar veni sau poți să-l împarți la mijloc. Aici am stația de la senzor, pe care știți că o țin mereu la gât, mă anunță când sună noaptea, mă trezește din somn și o enervează pe Andreea că are un sunet din ăsta urât rău. Asta e, cum zice, încărcătorul de la... Zi, mă, frate, de la lanterna asta șmecheră pe care am primit-o cadou de ziua mea și este o lanternă foarte, foarte mișto, dar v-am zis în același timp scumpă, rău de tot. Este undeva la 700 și ceva de lei lanterna asta, puteți să o căutați pe net să vedeți. În funcție de, asta e R40, în funcție de lumen, din astea, pe tâcâie, știi ce zic? 700 și ceva de lei, ia să văd dacă e încărcat. Oricum, vă sparge ochii. Asta vreau să zic, cei care ați urmărit clipurile mele cu pescuit și așa pe la Zaga, de exemplu, la vreo 300 de metri, ca să înțelegi, doamne, eu cu lanterna asta plantam. O ținea Andreea așa sus și mă duceam cu barca până unde plantam la 300 și ceva de metri. Adică,
bate, nu se joacă. Aici am senzorii pe care i-am, de fapt swingerii pe care i-am cadou de la Andreea, senzorii, de fapt cu totul, tot ăsta, inclusiv cu senzorii de aici. Nu cred că are rost să-i scot pe toți, îi știți, de la JRC, brand-ul. Mi-a făcut Andreea cadou de ziua mea, mi s-a părut cel mai șmecher cadou. Aici am două fire de la Trabuco, două role din astea. Sunt identici, e firul pe care îl folosesc eu. Multă lume mă întreba, 0.35, se vede aici, da, grosimea lui și așa mai departe. Dar știți cu toți, ăsta este culoarea asta, verde ăsta, așa, sau galben. Neonul ăsta. Și mai am trusa asta, uite așa, unde am eu diferite, nu știu, lucruri de vechi. Am plumbe aici, mai am un nylon în care îmi fac eu, din astea zi, monturi pentru băți. Clește de scos din gură din ăsta, încă un clește din ăsta. Aici îmi țin rigurile făcute frumos. Dacă vă uitați, ia uitați cum sunt toate puse aici, vezi? Puse frumos cu agă din ăsta, tot ce trebuie făcut în caz de surupi ceva, numai cât am luat de aici și am pus, nu mai stau pe baltă să leg eu, să asta, știi? Ăștia sunt anti-tangles, am mai multe, tot felul de vârtejuri de din ăstea, le am aici ca să fie, să nu duc lipsă, aici la fel, tot din ăsta de boilisuri. Mai am niște plumb pe care îl pun eu pe fir, uite așa arată, este un plumb special, că multă lume m-a întrebat, uite. Este un plumb special pe care îl pui pe fir. Ați văzut că la Zaga mulți mi ziceau, băi, Badan, dar de ce firul tău stă așa direct în apă, știi? Adică lansetele drept și firul pleacă deodată în apă aici, ai văzut? Uh-huh. De obicei firul stă așa pe apă, se duce frumos. Eu pun acest plumb pe fir aici, o șmecherie, pac-o dai într-o parte, pui pe fir, cade și duce firul în apă, drept. Tu mai la fund, drept. Pentru că la Zaga ați văzut, vin să plimbă cu bicicleta aia pe apă, cu barca aia pe apă și mulți vin mai aproape de căsuțile alea ca să vadă căsuța, să facă o poză la căsuții și să apropie de ponton. Și de multe ori îți poate lua nylonul la cum îi spune, la elicea aia. Morișca, da. Și de multe ori, eu am fost de față de multe ori la oameni, erau în căsuță, dormeau sau așa, au trecut, le-a luat firul și le-a tras rot podul cu totul, frate, în apă. Adică smulge cu totul, știi? Și vorba aia, ai văzut, sunt niște bani, sunt niște... Na, și decât... Nu mai bine dau eu pe unul din ăsta 4 lei, frumos, și pun 3 din ăsta și dorm. Stau niște, trage peștele fără probleme, adică nu încurc cu nimica, n-am pierdut niciodată vreun pește sau ceva din cauza la plumbul ăsta. Cater, din nou un briceac din ăsta, o brichetă, că nu știi niciodată dacă ai nevoie să arzi ceva, croșetă, așa, mai am încă o croșetă, un marker, nu știu ce fac eu, nu mă întrebați, dar le-am aici ca să fie. Lucruri normale, adică nu e nimic, au cârligi, tot felul de varneșuri, plumbi și așa mai departe. Cam asta am aici. Aici am un mincioc, ăsta este primul pe care eu l-am cumpărat. Cam atât se face, asta este mărimea lui. Pentru început a fost bun, ce îmi place la el foarte mult este foarte țapăn aici, dacă vezi. Se sudat aici. Aha, ai văzut acolo? Da. Adică de obicei aici e problema, aici se rup. Da. Pocnesc astea de aici când e peștele mai mari, bine, trebuie să știi să mânuiești puțin, că dacă ridici ca nebun în sus, pocnește asta, zic. Dar să vi-l arăt, că după aia mai am încă unul. Ăsta, nu știu, chiar nu știu cât am dat pe el, dar este micuț ăsta. Dar o să faci treaba și cu ăsta. Doar că vă zic imediat de ce l-am schimbat și o să vedeți. Motivul pentru care l-am schimbat este că are coada foarte micuță, adică nu este destul de lungă, da, știi? Da. Și am vrut să iau peștele de la mai distanță să ajung cu el. O să-l vedeți pe celălalt, uite, cam așa arată aici. Bă, ăsta e bun, la caras, la ăstea, știi? La un ciortan, la asta chiar e bun, frate, îți faci treaba cu el. Ți-am zis, asta mi-a plăcut foarte mult, scoate și foarte ușor de aici. Ai tras de asta, pac, pac și din partea asta și a luat peștele, știi? Bun. Asta pentru plantat și pui asta ca să țină firul, să nu sară firul, știi? Uh-huh. Când pleci cu barca și e singur, pui asta și împiedică firul să sară și o să fac ceva de genul ăsta când tragi firul, știi? Yeah. Ca să aibă presiune acolo. Am văzut, eu știu cum funcționează. Da, știi, dar probabil și e, dar acum, dacă toți sunt aici, am să le explic pe toate, știi? Corect. Cusa e o cusă de la Barracuda, dacă vedeți aici, mai am încă una în garaj, pe care am cumpărat-o, ci drept am dat 70 lei pe ea, pot să zic că diferența se vede de la aia la asta. Și încă trebuie să-mi iau alta, ca să înțelegi, vreau să o schimb, să-mi iau alta, pentru că mi se pare că nu-mi încap lansetele cum vreau eu. Ai văzut că mă chinui până le-am mereu, acum abia aștept să le scoți și după aceea să le pui înapoi. Da, cam asta e treaba. Și vreau una care să-mi încapă odată cu lansetele, adică cu lansetele, auzi, odată cu mulinetele, adică mulinetele să rămână pe lansete. Să nu le dau jos. Da. Deci trebuie să fie mai mare aici. Dacă știți ceva la vreun model, trimiteți-mi pe Instagram, că chiar vreau să schimb cusa, să-mi cumpăr alta, deși vezi, n-are nimic. Da. Am, cred, un an de când o am.
Astea sunt lansetele mele, o să scot una, am trei, n-are rost să le vedeți pe toate trei, pentru că toate sunt treabă. Efectiv la fel. Asta este mulineta mea de la Okuma CB60, sper să nu zic vreo prostie, să greșesc. Sunt foarte mulțumit de mulinetele astea, cel puțin pentru mine și trebuie de ajuns. Asta este modelul, dacă vrei să apropii tu. Singura chestie la care pot să mă pricep eu este că e foarte ușoară. Este din carbon și este foarte ușoară. Mereu optez și pentru bățul de pescuit fixa și pentru lansete și pentru orice și la mincioc la fel. Orice țin în mână sau așa, caut să fie cât mai ușor pentru că am problema aia cu spatele și dacă stau prea mult cu ea în mână sau așa, știi, mă doare spatele. Aici este bățul care este un băț de 7 metri pe care am dat pe el, nu știu dacă mă credeți sau nu, am dat 400 de lei pe bățul ăsta, ca să înțelegeți. Mult sau puțin, nu înțeleg. Mi se pare destul de mult, dacă mă întreb pe mine. Păi sunt bețe la 70 lei, Daniel, dat la bine, scuze-mă pe mine. Dar pune una pe el. Deci, fii atent, Daniel, știu. Este de 7 metri, uite aici, anumit, 7 metri. Și punem mâna pe el să... Da, se vede cum îl ții așa în două degete. Uite, da, n-ar, și abia îl simți, are... Dar tu știi că l-am mai întins pe-n curte și l-ai văzut întins. Când îl întinzi, 7 metri, adică întinși, la fel, îl ții cu două degete. Și acum să vă arăt minciocul celălalt pe care l-am cumpărat de curând. Baracuda, la fel. Destul de lung și ăsta și destul de ușor, ceea ce mă interesează pe mine cel mai mult. Ești mai chiar mare, uite. Mare rău. Uite. E mare rău. Are mare, adică e crapul ca lumea cu el. Care uite la ăsta, de exemplu, un lucru care nu-mi place și am dat și pe ăsta, vreo 300 de lei am dat pe el, ca să înțelegi. Da. Cam asta e mărimea lui, e mare față de ăla, orice aici. E destul de mare. Da. Ce nu-mi place la ăsta, stai să-l dau așa într-o parte ca să văd diferența. Vârful, prinderea, nu? Prinderea la ăsta, uite. Ai capul ăsta, vezi? Da. Când înfiletezi tu aici, bam, l-ai înfiletat. Asta nu e o problemă, că îl înfiletez repede. L-ai strâns aici și la fel intră astea două aici. Acolo, intră cracii aici, unul într-o parte, unul într-o parte. Păcând la ăsta, dacă te uiți la celălalt, uite, să-l desfac, ăsta nu se desfiletează nimic de aici. Da. E turnat, e de-a-ntregul ăsta aici, da, e prins. Da. Deci ăsta clar e mai stabil. Ăsta care are filet aici, dacă te apeși mai tare pe el, o să pocnească în interior aici. Depinde până unde e dus filetul ăla. Bă, nu-i mult, dar nu, e cam atâta. Nu știu, ăsta e maxim, nu știu ce să zic. Cam atât. La ăsta nu e nimic, vezi? Nu trebuie să înfiletez nimic. Și asta mi se pare mult mai mișto la coada asta, dar mai mic. Ăsta mă mișc mai repede de la distanță, iau peștele. Ăsta l-am luat că am scăpat odată tot așa un pește la Zaga. Și am jumătate de metru să ajung să le iau, să agățase într-un stuf într-o parte și nu puteam și să mai intra. Și nu ajungeam cu ăsta. Când am ajuns acasă, primul lucru, direct pe site am intrat, am căutat mincioc din ăsta cu coadă mai lungă. Am înnebunit. Eu așa fac mereu, când se întâmplă ceva, înnebunesc, ajung acasă și îmi dau comandă. Cu asta mă duc eu la pescuit, momentan. Nu știu ce o să fie piste un an, piste 2, piste 3. În caz de mai strâng mai mulți sau așa, o să fac un update în caz de dau refresh la tot ce am aici și mi-au altele. Chiar au costat bani, știu că am mai zis asta, nu-i ca o laudă, dar chiar am dat bani, mâncați așa pe le zic eu, dar dacă le aduni, trece ușor suta de milioane. Eu nu sunt un pescar profesionist, asta să se înțeleagă. Mi-am luat sculii după plăcerea mea, îmi place să le am eu personal pentru mine. Este un hobby, mă relaxează, îmi place foarte mult. Mă duc pe baltă să stau să mă liniștesc. Dacă și prind, e foarte bine. Dacă nu prind, nu e nicio problemă, că am fost an la rând în care n-am prins nimic și m-am dus iar și iar și iar. Adică asta nu e o problemă, să învăț cu chestia asta. Repet din nou încă un lucru pe care l-am zis și la început. Mi-ar plăcea să colaborez cu un magazin de pescuit, să primesc lucruri și să le promovez, dar în același timp vreau să ofer și eu la rândul meu comunității mele prin colaborarea ceva la schimb. Un procent, o reducere pe site mai mare, mai bună și așa mai departe. Altfel nu mă interesează, adică doar eu să câștig din chestia asta, nu mă interesează, vreau să dau ceva, să vă dau ceva și vouă. Zic asta pentru că lumea știe că am treaba aia cu 11 Team Sports, cu articole sportive și mulți, punând pe story când îmi cumpăr ceva, mă întreabă, ba Dan, de unde ți-ai luat? Ai vreun cod de reducere pe site-ul ăsta? Da. Sau știi pe site-ul ăsta vreun cod de reducere să-mi cumpăr și eu? Când aș mai cumpăr lumea, știi cum e? Clar. Fiecare își cumpăr lucruri de pescuit, ăștia pasionați. Și toți caută cu un cod de reducere. Să știi că și eu am căutat de multe ori, când am cumpărat mulinetri, când am cumpărat ghiozdanul și așa mai departe. Da. Avea acolo cupon de reducere, dar nu știam nicio reducere și era pun acolo un 15-20% să ai reducere, era forță, să mai luai altceva în plus, mai puneai o pungă din altă, mai puneai un cârlig, mai puneai ceva. Cam atât, băi, sper că v-a plăcut, vă pup și ne vedem la următorul vlog, mă pun acum să le iau pe toate așa frumos, să le migălesc, să le șterg toate ca lumea cum trebuie să fie pregătite pentru când vine căldura. Te uiți așa, dacă mai rămas ceva, eu zic că am prezentat tot. Prezentat tot. Cam tot. Hai, da, ce fel miroase, mă. La asta mă uitam, că trebuie să dăm drumul la geam. E nasul afară, că le prezentam afară, dar bate vântul, e nașpa. Da. Vă pup și ne vedem la următorul vlog, băi. Pa, pa!